Dragilor, pornim activitatea. Ce spunem? Bună ziua și bine ați venit la ProfOnline cu exercițiile matematică. Bine ați venit la ProfOnline. Iată, începem clasa a patra. Da. La clasa a patra. Ieri a fost un spectacol de frumusețe rară. Nu trebuie să spunem că Davide este din nou prezent. Davide îmi povestea, dragilor, că a plâns până acasă și acolo a mai continuat un pic. De ce? De furie, de supărare, că el nu a fost ieri așa într-un moment de inspirație bun. Dar, Davide, asta ne mobilizează, mă, ești un semn că chiar ești puternic și nu plângând, vorba lui Cassandra, zice, nu fii bărbat, nu te da în fața unei probleme. Nu, profesor, da? Uitați, și băieții plâng câteodată. Și băieții plâng câteodată, așa este. Da, bine. Haideți să pornim la... Ne-a pregătit o altă problemă, da? Da. O problemă care îmi pare rău, Davide și Cassandra. M-au rugat să n-o dau. M-au rugat să n-o dau prima, să fie printre a doua. Deci eu o să-i ascund, profesor, pentru că sunt o fată bună. Haideți să începem una de la concursul Euclid, clasa 4-a 2006. Vă mulțumesc. Chinio. Da, te rog. Într-un seif sunt trei sertare. A, B, C. Așa. A, B, și C. Da, ok. Așa. În fiecare sertar sunt trei cutii. Deci, în fiecare sertar trei cutii. Una. Deci, practic, A egal... 3 cutii. 3, da. Da, 3 cutii. Eu și lui desenez așa. 3 cutii. Da. Iar în fiecare cutie sunt 3 monede de aur. În fiecare cutie câte 3 monede de aur, nu? Sau în cele 9 cutii egal 9 egal... Nu, da. Deci, nu, în fiecare cutie. Câte 3, adică, da? 1, 2, 3. 3 monede de aur. 1, 2, 3. Iată-le. Uitați, acum fiți foarte atenți. Gata. Foarte atenți. Uitați, asta e chestia. Chestia nu în fiecare cutie, adică A are 3, B are 3 și C are 3, știți? În fiecare cutie, adică în toate. Deci toate au 9 monede. Da, toate. Așa. Da. Acum, să fiți foarte atenți. Seiful, sertarele și cutiile sunt închise fiecare cu un lacăt, da? Seiful. Da, tot seiful. Da? Seiful acesta. Seiful, cutiile. Seiful, sertarele și cutiile sunt închise fiecare cu un lacăt. Seiful, sertarele și cutiile. Dar ce cutiile? De ce? Ca să nu fură monedele. O secundă. Mai citește problema o dată. Da. Într-un seif sunt trei sertare. În fiecare sertar sunt trei cutii. Trei cutii? În fiecare sertar. Da. Iar în fiecare cutie sunt trei monede de aur. Oh! Seif. Deci în fiecare cutie, dacă am notat așa cutiile, înseamnă că trebuie să pun aici trei monede de aur, da? Așa am înțeles eu acum. Da, dar nu erau ale monezele. Ia, fiată, le-am desenat prost. Deci stați, să desenăm din nou. Sertar sunt trei cutii. Mai departe, la rea, dă cartea la mine. Asta. Iar în fiecare cutie sunt trei monede de aur. Păi nu fiecare... ai bine. Deci e bine, da? Revedem. Deci trei sertare în seif. În fiecare sertar câte trei cutii. Monezi. Câte trei cutii. Păi, mai citim o trei sertare ABC, așa le-ați notat, domnul profesor. Da. Deci, uitați. Trei cutii, seif, trei monede de aur. Trei sertare. Bun. Așa, în fiecare sertar sunt trei cutii. Asta e seiful, da? Da. Sunt trei sertare, ABC, așa ne-am dat. Da. Așa, în fiecare sertar sunt trei cutii. Trei cutii. Iar în fiecare cutie sunt trei monede de aur. Scupine. Perfect. Continuăm, da? Zin, da. Așa. Seiful, sertarele și cutiile sunt închise cu 22... cu lacăte, mă scuzați.
câte lacuri, câte lacuri trebuie deschise, număr minim de lacuri, pentru a putea lua 22 de monede? Păi, Păi da, dar uite, gândește, safe-ul e chestia ăla între toate safe-urile sunt puse cu lacuri. Apoi sertarele, toate trei sertarele sunt închise cu lacuri. Sigur, sertarele și cutiile sunt închise fiecare cu lacăt. Adică 3 ar fi 9, ar fi 12 lacăte. Câte lacăte trebuie deschise? Ar fi 12 lacăte. Pentru a putea lua 22 de monede. De câte monede sunt? Primul rând acolo nici nu. Apoi trebuie să... Noi trebuie, dar ar trebui să... gata, știu. La câte monede sunt? 9. Păi noi trebuie... 1, 2, 3, 3 ori... 3 ori 3. 3 ori 9? 9. 9 ori 3, 27. 27 de monede. Și zice, adică, câte lacăte trebuie deschise, minim, pentru a putea lua 22 de monede? Păi dar nu e logic. Dar monedele sunt în sertare? Ba. Și sertare, în cutii și cutiile sunt în sertare? Nu așa trebuie să judecăm? Ba da. Nu știu. Stați că m-ați pierdut. La mușoară. Da. Stați, domn profesor. Deci se ieși cu sertarele. A, ați uitat. Deci, o lacăt aici. Domn profesor. O lacă pentru safe. Dar profesor, până la urmă n-ați desenat bine. De ce? Pentru că trebuia să faceți și cutiile. Dumneavoastră ați cu sertarele și monezile. Ba nu, cutii ABC sunt sertare. Nu, ABC e safe-ul. Nu, safe-ul e sus, ăsta mare. Tot mare asta. Da? Într-un safe, într-o cutie, cum ar veni mare, cum ar fi casa de bani, sunt trei sertare. ABC le-ai notat, domn profesor. Da. ABC sertate. Păi, dar nu-i logic, câte trebuie să deschidem? Câte? Păi, deci mai întâi trebuie să ne gândim. Păi, dacă ne-am în două sertare sunt... Haideți să vă propun un lucru. Dacă în sertare... Vă propun un lucru. Hai să gândim fără voce. Fiecare să încercăm, că dacă venim și gândim cu voce, peste ceilalți nu m-a avut timp să facă. Ne impunem stilul nostru de gândire. Deci, dar eu, până nu înțeleg problema, n-am pus mapul. Corect, deci, avem un safe. Vă închipuiți casă de bani, așa ceva, din metal, da? Și acolo sunt trei sertare. Da. Dar safe-ul este și el închis într-un sertar. Într-un sistem acolo, da? E închis, are și el o ușă. Are și el o ușă. Deci, minim 22 de manele. Deci o ușă are de... Cu care? A seifului, da? Un act la seif. Așa puteam. Atenție. Am acum trei sertare în seif. Da? Dar la fiecare sertar de acela am câte un lacăt. Numai seiful, sertarele și cutiile sunt închise cu lacăt. Seiful, sertarele și cutiile. Sertarele astea da, sunt ABC și cutiile. Și cutiile sunt cu lacăte. Da. Monezile nu. Da, profesor. O secundă. Așteaptă să înțelegem problema. Da, nu știi că... Dar ea, concentrează-te pe ce spunem noi acum. Da. Da. Urmărește și tu problema și vezi, noi nu ne străduim decât să înțelegem problema. Suntem foarte bine, bancă. Nu vă grăbiți. Hai să ne gândim. Da. Deci, seiful are o ușă și este cu lacă, da? Da. În interior sunt trei sertare, dar fiecare sertar are la rândul lui lacăt. Deci trebuie să le deschidem. Da. O secundă. Să vedem pe cât. Da. ABC. Pe urmă, fiecare sertar din interior are și lăcățea. Are trei cutii. Are trei cutii acolo băgate. Da. Adică în fiecare cutie sunt câte trei monezi. Da. Da? Câte trei monede. Monede. Trei monede. Asta înseamnă că am lacătul mare, încă un lacăt pentru A, B și C. Câte un lacăt pentru A, B și C? Am făcut 4. Deci 4, corect. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lacăte sunt. Da, câte trebuie să desfacem ca să eliberăm 13. Ca să eliberăm 12 22 de 20, cel putem lua 22 de monede, câte lacăte să desfacem? 12. Dar profesor, nu sunt 13 lacăte, sunt 14 lacăte. Te rog. Mai facem o dată. 14 lacăte pentru că avem alea 3, apoi 3 9 și apar 12, 13, mă scuzați. Dar ele sunt 14 pentru că mai e și lacătul de la safe.
Păi le-am numărat. Păi 13 păi, da. Da. Păi sunt 13 la câte, dar tu ai doar 12 ca să ai mai mult de 22. Da, nu, ea zice că sunt 14 la câte. Nu, sunt 13. Ea s-o cotește 9 4, 5, 6, și cu 3, 12 și cu ora de la venire, 13. 13 la câte. Și trebuie să scrie doar 12 cu tido, profesor. Numai 12 la câte. Da, mă scuzați, Trebuie să tăiem 12. Pentru că noi ne gândim 3 ori 9 de 27, prea mult. Dar și facem 3 ori 24, 24. Și atunci am făcut 3 ori 6, care mi-a dat 18. Deci de aici, da. 3 ori 6, 18. Și apoi am calculat 18, 19, 20, 21, 22. Deci 22 trebuie să le deschidem și pe al treilea. Al doilea, scuzați, din ce? Al doilea din C. Și atunci, al doilea sectat din C. Al doilea sectat din C. Și ultimul trebuie să-l lăsăm. Și atunci am deschide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sectare am deschide. 12 lacăte. Lacăte, mă spune. 12 lacăte ca să... 1 de la fift, 3 la... După ce am urmărit și am înțeles problema, ne e limpede că în total aici, ca număr de monede, am avea câte... 9 ori 3, 27, da? 9, 9, 9, 9 ori 3, 27. Ei bine, dacă 27 sunt de toate, eu vreau numai 22, înseamnă dacă pe 3 de astea nu le umblut, din 27 scăzut 3 face cât? 24. Și cum am nevoie de 22, deci mai îmi trebuie încă una de aici, nu? Dar eu le-am toate trei. Și atunci sunt nevoit pentru... Dacă m-aș fi oprit aici, aș avut 9, 18, 21. Și cum mai trebuie încă una, trebuie să mă duc și la lacătul ăsta. Și ăsta ar fi numărul minim. Și atunci, 12 lacăte, nu? Poți deschizi pe toate trei. Păi nu, a zis numărul minim de lacăte, încât să pot lua 22. Dar dacă aș fi zis, câte lacăte sunt nevoie să deschid pentru a lua 17? Pentru a lua 17... Domnul profesor, prima și una. Monede. 17 deci, monede. Domn profesor, prima și încă două. Și una de la... Atenție, 17 monede vreau. Da, domn profesor, 10. Două. 99, 18. Da. Și atunci trebuie 10. Corect, 10 lacăte, mai puțin astea 3 de aici, da? Da, că rest toate, adică una de la seif, 3 și alea cele 6. Deci, dacă e 99, 18 și eu am zis 17, atunci e clar că 17 se încadrează aici, da? Dar dacă aș fi spus 15 monede. Domn profesor, stați puțin. Pentru 15 deci monede. Deci deschideam 9 lacăte. 9 lacăte, da? 15 monede. Stai, 3 plus 3, 9 lacăte. Da, deci pentru 15 monede trebuia să mă opresc pe aici undeva, da? Așa e ziua ta, da. Și atunci am clar că din cele 13 lacăte rămân închise 1, 2, 3, 4, și atunci 9, da? 9. Ce a fost aici? Hai să vedem ce a urmărit autorul. A urmărit să vedem dacă sunt bine foarte. Ne-a spus 15 și dacă suntem atenți că trebuie și seiful. Sigur că da. Domn profesor, deci... știți cum a făcut? Când a zis darea 10 și ne-a fost 17. Am tăiat un număr și mi-a dat un număr. Da. Deci în momentul de față a fost o problemă de logică. Da, de logică. Să înțelegem numărul total de lacăte. Era esențial să înțelegem, să știm numărul total de lacăte. Și pe urmă să vedem cele 27 de cât? 27 lacăte. De monede. Cum le prindem grupe de câte 3, să vedem dacă ne ducem într-una din celelalte. La 15 am spus că doar 9 lacăte. La 12 ar fi fost 8 lacăte. Da? Deci multipli de 3 însemna un lucru foarte simplu. Iar dacă ne-am dus între multipli de 3, înseamnă că m-am mușcat încă un lacăt, încă un sertar de ceva. A trebuit să mai deschidem un sertar. Da, a fost o problemă frumușică. Să vedem altceva.
aflați numerele de formă ABC. Deci aflați numerele de formă ABC. ABC, da. A, B, C. Deci vorba de trei cifre. Știind că 8A plus B plus C. Știind că 8A plus B plus C egal cu 24. Ok. Gata? Gata. Ok. Deci. Ha. Dacă este pur și simplu. Ușor. Da? Pentru că deja știm că A plus B plus C egal 3. Eu mă gândesc la... Pentru că, deci am A 8A, adică, practic, am A plus B plus C și pot să mulțesc pe a doua. Un profesor spune că cifrele sunt distincte. Aflați numele de formă ABC? E că sunt distincte. Și un număr. Dă-mi. 2, 4, 4. 2, 4, 4. Ia să vedem dacă... Deci tu practic trebuie să vezi numărul. Deci 8 ori 2, 16. Și 16 plus 8, da 24. Ca bun. Deci este bine? Acum a ajuns matematic la acest număr. O fi singurul? O fi singurul, sigur, aflați numărele. Stați! Da, Casandra, ce observ el? Că 8 ori 2, 16. Și 4 cu 4 face 8. 3 ori 24 și s-a dus foarte bine. A fost unul din ele. Altul. Profesor, azi am renunțat la engleză, vină mare. Să ți-am spus mai devreme. Știu și am una. Am plâns până acasă și mai plâns și acasă. Eu știu una. Din furier, știu și una. Rămas el în urmă, o plâns și acasă o bucată. Știu. Era cu lacrimi în barbă. Da. Știți, extraordinar. 188. 188. 8 ori 8 ori 1, 8, 8, 8, 8 ori 3, 24. Da, o mai fi și altul. Lasă-ne să ne gândim. Așa. Știu eu. 200. 200? Hai mă. Aba nu, 300, mă scuzați, 300, 300, mă gândeam la 300. 300? Da, că 3 ori 8, 24. Foarte tare. Nu știu eu, sunt sigur. 8, 3, 0. Hai! 100! Stai, zi o secundă când aveam capela în zilă. Da, continuați voi. Eu mă gândesc încă. 177! 177? Da, nu dă. Nu cred că dă. 1 ori 8. Stai. 197, da, așa. 179. Ce-mi place! Mai știu și eu una! 208! Normal! 208! Da, bătaia începe. Hai, se pare că sunt ceva. Dar tot ce știu e că primul număr trebuie să fie 1, 2 sau 3. 1, 2 de fapt. Un 2, de fapt, cu 3, 300, dar nu mai avem. Deci primul număr ar trebui să fie doar 1 sau 2. E sigură? Da. Eu pun numărul 1, 3, 0. Ba nu, 3, 1, 0. Ba nu. 24. Mă gândeam să fac 8. Stați două secunde. Trebuie să mai fie. Deci ai spus o chestie foarte importantă, că au poate să fie. Poate să fie numai 1, 2 sau 3 la sute. De ce spune că s-a întrebat cum am 1, 2 și 3? Pentru că deja dacă faci cu 1, deja 3 ar fi maximă, spun eu, pentru că dacă deja 3 ori 8. Așa, A-ul nu poate să fie mai mare ca 3. Pentru că 3 ori 8, 24 și la epuizat. Și atunci mergi pe 5 sub. A e mai mic sau egal cu 3, ca observație rapidă. Și atunci A aparține
mulțimii formate din numerele. Atenție, A aparține mulțimii formate din numerele 1, nu poate să fie 0, din motive foarte precise din la început. Ce vrea 100? 1, 2 sau 3. Și am și începe. Cazul 1. Cazul 1. A egal cu 1. Și atunci, relația devine 8 ori 1, 8 ori 1, plus B plus C. Așa trebuie redactat. Da. Deci 8 ori 1 plus B plus C. Da, tu vreau să nu mai poți să mai fac. Este egal cu 24. Ce ar însemna echivalent cu B plus C să facă 24 minus 8. Da? 24 minus 8 face 16, da? Da. Adică echivalent de aici. Următoarele variante. B-ul egal cu cât se înceapă? B-ul egal cu 4, 0, 8, 9, 6, 0. Nu, nu, B-ul cât, de unde se înceapă? Începe de la 1. Ca ele cifre fiind. Începe de la 7. Dar 0 poate fi. Începe de la 0. Nu poate să înceapă de la 0, pentru că dacă ar începe de la 0, celălalt ar fi 16 și nu s-ar putea. Deci începe de la 7. Ce o e cifră și ea până în 9 se duce. Și atunci B-ul este 7 și C-ul egal cu 9 și iată 7 plus 9 egal cu 16 și îmi place. Apoi, o altă variantă. B-ul egal cu 8 și C-ul egal cu 8. Doamne profesor, vă spun direct. C-ul plus 8, dar așa trebuie redactat și de unde să. Și atunci rezultă aici numărul, chiar să spunem în dreptul său. Numărul va fi 1, 7, 9, 179. Aici o să am 1, 8, 8. Da, 1, 8, 8. Și altul, aici, B-ul este 9 și C-ul e egal cu 7. B-ul e 9 și C-ul e 7. Uite acum îl descoperim. Uite, a plecat B-ul 7, 8, 9 și C-ul a scăzut. Și numărul este? Și numărul este 197. Nu cred că ar mai fi alte numere, pentru că prea... O A egal cu 1. Nu mai sunt. Doar aceste 3. Și l-au găsit. Bravo! Da, profesor, da. Profesor, știți, nu cred că, știți de ce nu cred eu că ar mai fi? Pentru că, de exemplu, dacă încep cu 2. 2 ori 8, 16. Acum vedem. Cazul 2. Cazul 2. Da, uitați, așa redactăm. Cazul 2. Așa da. Cazul 2. Perfect. Cazul 2. Cazul 2, A egal cu 2 și atunci relația devine 8 ori, 8 ori 2 plus B plus C este egal cu 24. Ca să am la trebuie să mă ajuți, echivalent. 8 ori 2 cât face? 16. Înseamnă de 16 plus B plus C egal cu 24. De unde rezultă că B plus C, Casandra, este egal cu 24 minus 16. 24 minus 16, care face? Care face 8. B plus C 8. Egal cu 8. B plus C egal cu 8. Și analizăm. Dacă ca B... o liniuță. Punem o liniuță. B poate să fie 1. B poate să fie 4. B poate 0. Să fie 0. 0. 0. Poate să fie? B egal cu 0. Și ce poate? C egal cu 8. Și atunci numărul este 208. Da? 8, da. Și atunci numărul este 208. Da, l-ați găsit. Altul. B-ul e egal cu 1. Nu, nu l-ați găsit. De 0, B1 și C-ul e egal cu 7, din care reiese că am numărul 2, 1, 7, 217. O să nu mai găsit. Apoi, altul. Domn profesor, domnul profesor, am un număr 271. Acum, așa. Da, B-ul egal cu 2. Așa. Și C-ul egal cu 6. Da, ăla s-a găsit. Și atunci numărul... Eu știu număr. 226 și 262. 226. Apoi, B-ul egal cu 3. B-ul egal cu 3. Și C-ul egal cu 5. 235 și 3, 300, și atunci numărul 203. 200,
35. Și cu 5 și 4 ne-am găsit. 20, apoi, 245, V-ul egal cu 4. Și 4 care V-ul egal găsit. Cu 4. Da. Atunci am numărul 244. Apoi 5 și 3 și 6. V-ul egal cu 5 și C-ul egal cu 3. Că luăm suma lor, trebuie să fac cu 8. O să nu spun 253. Și atunci 253. Nu apoi... Ba, B egal cu 6. Păi da, B apoi, egal cu 6. B egal cu 6. C egal cu 2. C egal cu 2. 262. B egal cu 7. Și rezultă că numărul este 262. B egal cu 7. C egal cu 1. Și atunci rezultă... C egal cu 9. 2, 7... 1 și B egal cu 8 și 1, C egal cu 0 și B egal cu 0, 280. Astea toate și, și cazul 3. A, cazul și cu 3, 3 e doar 1. Cazul 3. 300. A egal cu 3. 3. Rezultă că 3 ori 8, 3 ori 8. Plus B plus C este egal cu 24 și rezultă că B plus C este egal cu 24 minus 24, deci rezultă că B plus C egal cu 0. B plus C egal cu 0. Care înseamnă B egal cu 0. B egal cu 0 și C cu 0. Deci atunci numărul este 300. Și am avea câte soluții. Păi, hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59,
13 nume. Da. 13 nume. Copii, dacă le scriați pur și simplu, exista riscul să pierdeți din ele. Și a și fost așa. Da, 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 da. Deci, iată, în felul ăsta, dacă nu elaborăm raționamentul corect, dacă nu elaborăm corect, există riscul să nu le prinde pe toate. Și eu aș fi dat un anumit punctaj pentru fiecare, 0-10 să zicem, și atunci... Ai, cât pierdeam! Sigur că, dar jumătate pentru azi din punctaj. Și tu veneai acasă foarte încântat. Le-am găsit, câte am găsit? Le-am găsit 5, altul zicea 7, altul 3, altul 2. Poate exista și pericol, putea să existe și pericolul să găsești un singur număr, înțelegând că ar fi o singură variantă, și atunci te oprești. Și nu câștigai decât foarte puțin din punctaj. Ca să fiți sigur, numai așa trebuie să lucrați. Deci ca să acoperi complet, să nu scape vreun eșețiu, trebuia să gândesc. Au, cel mult poate să fie 3. Că dacă ar fi de la 3 încolo, se întâmplă că depășești pe 24. Da. Dacă era cu minus, mai ziceam și eu, da? Era o grămadă. Deci autorul a fost aici, mă rog, destul de atent și a oferit această posibilitate. Acum, eu am să vă dau un alt eșețiu, tot așa, să găsească toate numele la ABC, știind că este adevărată relația. Știind că este adevărată relația. Adică 5A plus 2B plus C, 5A plus 2B plus C este egal cu 0. Nu, cu 0 asta. Cu 1. Nu. Este egal cu... Cu 15. Cu 15. Băi, care cu 5 egal cu... Da. 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 Și vine și aia. Vine. Egal cu... 20. O, domn profesor, ați făcut un cadou de ani buni. Asta pentru acasă sau pentru aici? Acum. Nu am zis, domn profesor, dar m-am zis. Domn profesor, 5, 3, nu, A e 3, 2 e, B e 4,
Nu, B2 și C6. Dacă ce se dă, găsești un răspuns la întâmplare. Nu, dar știu. Am văzut. Nu, tu dai un număr. Îmi dai un număr. Dar atenție, Davide, nu te supăra. Îmi dai un număr, dar nu le vei găsi pe toate. Eu vreau să te aduc pe varianta care am gândit-o anterior. Ca așa să cum le găsi pe toate. Vedeți? Cum? Da. De la ce să plecăm? Cine poate fi? Cât poate să fie A maxim? Maxim, cât poate să fie? A poate să fie, dar eu știu că A și B ar trebui să fie, dacă am 5A și 2B, ar trebui să fie, practic, A, 5A și 2B, ar trebui să fie 11. Nu, urmărește. Eu am găsit un număr. Cât poate să fie maxim? Maxim A, asta vă întreabă, domnul profesor. Maximul lui A. Ai zis ceva, 4, ce zici 4? Că 20 împărțat 5 de 4. Da? Pentru că mai mult de 4, dacă este 5 ori 5, depășește pe ăsta, da? Deci A trebuie să fie mai mic egal decât 4. Prinde foarte bine. Nu chiar s-ar putea că... Deci, aici vezi, da? A mai mic egal decât 4, da? A mai mic egal decât 4. Nu o să avem o problemă de scris. Nu se știe, vedeți? Nu se știe. Păi epuizăm foarte bine o serie de lucruri, da? A mai mic egal decât 4. Cu cine ați să începe? Cu A egal cu 1. Deci pentru A egal cu 1, zicem, pentru A egal cu 1, rezultă, relația devine 5 ori 1, 5, 5 plus 2B plus C, egal cu 20. Ceea ce ar însemna echivalent că 2B plus C este egal cu 15, da? Cu 20 minus 5. Da. Nu? 20 minus 5 egal cu 15. Hai. Și acum, B-ul cât poate să fie maxim cu putință de aici? Păi e 2. Păi e 2. Dar cât ar putea să fie B-ul? Nu. 7. 7. 7 ori 2, 14. Plus 1, ce? Plus 1, da. Da? N-ar putea. Deci n-are cum să fie 8, că 2 ori 8 fac 16 și îl depășește. Deci, hai să spunem că de aici rezultă că B-ul e mai mic egal decât 7. Corect. Da? B mai mic egal decât 7. Și începem. Poate să fie de la 9. Atenție, Daria. În cazul acesta, începem cu B egal cu 1. B egal cu 0. Chiar B egal cu 0. Și ce nu s-ar putea? Atunci rezultă că C egal cu 15. Fals. Da? Asta pică. B egal cu 1. Putem începe numai, dar numai. De la? La B egal cu 5. De ce cu 5? Pentru că 5 ori 2, 10 și plus 5, 15. Dar de ce n-am începe de la 3? Pentru că 3 ori 2, 6. Și atunci am... 5 minus 6, 9. Ce poate să fie 9? De ce? Ei, dreptate, observația ta mă face să spun de ce să mai pierd timpul cu B egal cu 0, B egal cu 1 sau B egal cu 2, da? Da. Deci începe obligatoriu de la B, deci B egal cu 1 nu merge, B egal cu 2, dar la redactare anunțați astea, B egal cu 2 nu va merge și atunci rămâne B egal cu 3. B egal cu 3 și rezultă că avem 2 ori 3, 6 plus C egal cu 15, de unde rezultă că C-ul va fi egal cu 9 și atunci numărul căutat este 1 139. Da? 139. E primul număr găsit. Corect. Merge pe urmă B egal cu 4. Și ce va fi? Dacă B-ul e 4, vine 2 ori, 2 ori, scrie-mă în relațiile astea. 2 ori 4 plus C egal cu 15. Ceea ce mă duce spre 8. C-ul e egal cu 15 minus 8. Și egal cu 7. Și numărul este? Și atunci numărul este A-ul e 1, B-ul e 4 și C-ul 7. 147. Al doilea număr găsit. 5 și 5. B-ul e egal cu 5. Și atunci relația devine 2 ori 5. 5 plus C egal cu 15. Ceea ce însemnează că 10 și cu 5 cu C egal 15, C egal cu 5. 5. Și numărul găsit este 155. B egal cu 6, C. B egal cu 6,
Și vine 2 ori 6 plus C egal cu 15, care mă conduce spre situația 12 plus C. Și 9, 6 și 9. C egal cu cât? Cu? 3. Cu 3. Cu 9. 2 ori 6, 2. Dacă 6. 2 ori 6, 12. E 2 ori 6, mamă. Ce va fi 3? 2 ori 6. Ne-i 2 ce? Da. Tu ai uitat să zici 2. Da, 2 bine. Da, da? 2 ori 6, 12. Dar mai... Bas, hai să vedem. Este că 15 3. 3. Și atunci numărul este 100. Domn profesor, dar am observat o chestie. Te rog. Da. Uitați, deci ce-ul mereu ați văzut că scade cu 2. Ei, nu-i chiar așa. Adică mereu până acum a scăzut cu 2. Da, dar uite, 139-147 a scăzut ce-ul, da, cu 2, e adevărat. Da, de acord, pentru că se multiplică asta cu de 2 ori. Uh-huh. E 2 ce-ul de acela. Și acum avem B egal cu 7. Deci B egal cu 7. Atunci vine 2 ori 7. Plus C egal cu 15. Ce ce ar însemna? Că 14 cu C. Deci C egal cu 1. Și numărul căutat este 171. Și n-are rost să mai continuăm, că pentru B egal cu 8, 8 ori 2, 16 și depășește, da? Au făcut multe. Păi tu ai muncit așa, dar să știi că poți să muncești până la sfârșit și tot să rămâne unul sau două. Hai să vedem cât te găsești tu așa, așa și cât te găsim noi. Sigur că da. Oh, vezi? N-ai siguranța că le prinzi pe toate. Noi avem siguranța că le măturăm pe toate. A egal cu 2 acum, nu? Pentru A egal cu 2. Deci da. Noi am găsit 5. Pentru A egal plus, cu 1 am găsit 5. 2 pe plus ce ar fi? A egal cu 1, noi am găsit 5. Am găsit 1. Și am făcut pentru A egal cu 1 atât. 5. Și acum începem. A egal cu 2. Dar mi-a găsit 6. Pentru A egal cu 1? Aba nu, una ești. Deci pentru A egal cu 1. Da, nu sunt decât 5. Și Mario. Hai, mă, cum acum, acum dacă A egal, egal cu 2, 2B plus C, o să fie egal cu 10. Hai. Deci pentru A egal cu 2, rezultă, deci pentru A egal cu 2, avem relația 5 ori 2, da? Scriem acolo. 5 ori 2. Ca să ajut-mă să nu greșesc. Deci înlocuim pe actul 2 și vine 5 ori 2 plus Casandra. Plus 2B. Plus C. Egal cu 20. Echivalent cu? Da. 10. 10 plus 2B plus C. 10 plus 2B plus C. Egal 2B cu 20. Plus C. Adică 2B plus C. 2B plus C egal cu 10, da? Da. Casandra, B-ul începe de la cât să înceapă, te rog? De la 1. De la 0 nu va să înceapă, nu? N-are. Că 2 ori 0, 0 și rămâne C-ul 10. Și începem. B-ul egal cu 1. B egal cu 1, Casandra. Și rezultă că relația devine 2 ori 1, 2. Hai, te rog. 2 plus C. Ce ar fi 8? 10. De unde C egal cu 8? Și atunci numărul care este? 218. 1, 8. Da. Da? 218. Mai departe. Domn profesor. B egal cu 2. B egal cu 2 și ce obținem? 6. E o chestie ciudată, domn profesor. Ce? Am descoperit o chestie. Hai să vedem, trebuie să lucrăm așa, să facem tot. Să mă așa, terminați ca să, vă, da. Să vedeți și voi. Să fim observația tău în lumea. O să vedeți. Da, dar ai terminat toate numerele? Da, le-am terminat. Cu 2? B egal cu 2. Deci pentru B egal cu 2, cât vine Casandra? Vine... 2 ori 2, 4 și C-ul e 6, da? C-ul va fi egal cu 6 și atunci numărul este 226. Pentru B egal cu 3, rezultă C-ul va fi 4, nu așa? 4, că vine 2 ori 3, 6 plus C egal 10, C egal cu 4 și atunci numărul este 234. B egal cu 4,
atunci C-ul e egal cu 2, așa este casa în rang. Și nu se mai poate niciun. Da. Și atunci rezultă 200, numărul este 242, așa. Și B egal cu... 5 nu se mai poate. B egal cu 5? De ce? Pentru că 5 ori 10. Și C-ul e 0. Păi da, da. De ce nu are voie? C-ul 0. Bine. B egal cu 5. Da, trebuie să luăm și pe C egal cu 0. Atunci este numărul 2, 5, 0, 250. Dar ce rest s-ar putea? Vedeți, tot 5. Deci, tot 5 sunt și în cauza asta. Cred că la următorul tot 5 o să fie. Hai să vedem, ia să vedem. Să vedem, m-am dus pe A egal cu 2. Deci câte am avut? Tot 5, da? Bun. A egal cu 3. Da. O, câte am găsit. A egal cu 3. Da. Dar mai găsit cu mai multe 15, atunci vei găsi mai multe cu 2? Păi nu îndeplinește condiția. Deci trebuie să îndeplinească condiția. Am uitat câteva să acolo 2, dar ce? La B. Oh. Vezi? Vezi? Asta e riscul. Asta face. Trebuie să înțelegi că nu întâmplător am insistat pe treaba asta. Pentru că oricât te-ai strădui, poți să-ți repări o greșeală. Fie că e în plus, fie că e în minus. Da? Și de aceea, cel mai corect este să înțelegem mecanismul, cât să poată fi A, maxim a zis, până la 4, A egal cu 1 și am lucrat, A egal cu 2 și am lucrat, mergem la A egal cu 3, și ce devine Casandra atunci? Vine 5 ori 3, 15, deci o să avem 15 plus 2B, ce ciudat! Plus C egal cu 20, adică 2B plus C egal cu 5. Nu? 2B plus C egal cu 20 minus 15 egal cu 5. Și în clipa asta, B-ul poate să înceapă de unde? De la 0. Da, de la 0. 0 și 5. Deci B-ul egal cu 0. Și rezultă C-ul egal cu 5. M-am înșelat, domn profesor. Da? Ce ciudat că aici ați mai puține. Deci B egal cu 0, C egal cu 5 și spunem că numărul este 305. Da. 305. Apoi B egal cu 1. B egal cu 1 și C egal, C egal cu 3, nu? C-ul va fi 3. Da. Și apoi B egal cu 2, C egal cu 1. Și va avea numărul 3. Și va avea numărul mai puține. 13. Și B egal cu 2. Ce egal cu? 2, 4. Deci C-ul este 1. Și numărul este 321. Și cam aici mă opresc. Deci am găsit 13 până acum. A egal cu 3. Ce? Cu 4 mai am dat 1. A egal cu 4. Înseamnă că B plus C egal cu 0. 2B plus C egal cu 0, nu? Da. 2B plus C egal cu 0 și atunci înseamnă că B egal cu 0. Da. Și atunci și C egal cu 0. Și numărul este? Și mai am găsit, să vezi, stați două secunde. 5 ori 2, 10, 10 cu 4, 14. Ce lucru te-ai găsit, Davide? Am găsit multe. Eu nu mai ținut cont de condiții aceia și... Deci au fost 14 numere. 14. Foarte frumoasă problemă. Deci, copii, vezi? Problema asta ne-a invitat spre ce înseamnă analiza cu foarte multă atenție. Dacă, iată, plecând de la problema aceea, că suma este 24, a fost foarte ușor să constatăm că au maxim poate să fie 3. Vedeți, am eliminat. Asta face omul. Deci imediat simte că ar avea un număr de încercări limitat după A. Corect. Da. Și așa trebuie să porniți. Altfel eu n-aș puncta domn profesor nici jumătate. De acord, de acord. Pentru că aici este miezul problemei, raționamentul. Aici. Exact, asta e raționamentul. Nu, chestia asta că întâlnim niște numere din întâmplare exact. Care verifică condiția este prea puțin. Esențial este elaborarea acestui mod de a gândi. Da? Deci multă, multă grijă. Ei, dar de ce m-am dus eu după A? Fiindcă A a avut coeficientul cel mai mare, 8. Și dacă nu avea cel mai mare, după nu care m-am dus după B.
nu m-am dus după B, care putea să fie de la 0 până la, până la 9. Aveam multe de încercări, multe încercări așa. Corect. Deci mă duc, aici e șmecheria, mă duc după coeficientul cel mai mare și limitez 8 ori cât se apropie de 24. 3, maxim 3. Deci are voie, nu are voie să fie 0, încă un criteriu de selecție. Deci au are voie să fie doar 1, 2 și 3. Și scriu pentru fiecare caz ce devine relația, pentru că scap de o necunoscută. Când și așa egal cu 1, exact așa. Cazul 1, pentru a egal cu 1, ce devine relația? Devine 2B plus ce egal cu 15 și ne întrebăm. Iată, fac controlul după B acum. B-ul poate să fie cel 1,7. Din ce motiv? Care e B-ul coeficient? Corect, 2. Da? Și nu le iau după ce care puteam să-l prim de la cât? De la 0 până la 9. Mișorez numărul de încercări. Corect. Iată, până la 7 B-ul poate să ducă. Și chiar fără 0, 1, 2 și 3? Și 2? Sigur că da. Mai fac încă o constatare că B-ul nu are voie să fie 0, 1 și 2. Corect. Atunci B-ul este între cine cuprins? Iată, lucru foarte, foarte important. B-ul e cuprins între 3 și 7, parcă am zis, nu? Da, l-am 3 imitat. Și 7. Am făcut selecții, numărul cazurilor pentru care pe B îl mișc de la 3 până la 7. Doar 4 cazuri, nu? Sau 5 cazuri, exact. Adică 3. 3, 4, 5, 5 6 și 7. 5 cazuri. Cât și capetele. Și ce-o vine natural până la completarea relației acelea. Și găsim toate numerele. Și nu-mi scapă niciun număr. Da? La fel când am dat eu relația asta, să vedeți cum am gândit-o. Haideți să vă spun și cum am gândit-o. Secretul acum, autorului. Da. Deci, am modificat-o un pic, i-am băgat și 2B. El știa. Ia, da. Da? Știa deja. Nu. Acum am format acum la, am format s-a gândit, domnul da? Profesor. Da? Deci, am luat modelul de sus și am zis, hai să aranjez o altă relație între A, B și C. Am zis 5A plus 2B plus C. Nu m-am dus prea mult, până la 20, dacă mă duceam, să spunem acolo, 30. Cu 30, atunci au se putea duce până la cât? La 6. Că 5 ori 6, 30. Și nu eram încântat să vă duc prea mult, să vă obosesc. Și m-am dus numai până la cât? Au până la 20, ca să fie cel mult, maxim 4, da? Dacă luam 15, numărul încercării era mai mic. Era maxim? Cât? Da? Cât era maxim aur? Maxim era... Dacă la 15, domn profesor. 3. 3, corect. Sigur că da. Dar puteam să iau și un număr cuprins între 15 și 20. 17. Și dacă luam 17, cât putea să fie aur? 4. Ba nu, 4, tot 3. Asta e! Normal, copii, da? N-ai fi deci, fost la deci nu neapărat, am dat eu multiplu aici, dar acum deci, pot să mă mișc în zona asta, de la 15 până la 17, da. De la 15 până la 20, și atunci au cel mult 3. Da? Deci, vedeți, cu multă grijă, ne simțim foarte repede cum merge Egeșițiu, și astfel de găsiție le puteți face. Era Daria mai devreme în panică. Da. Era intrat în panică și ce fac aici? Știți când îmi place cu ABC, nu-mi place. Deci, ce se întâmplase la tine? În mintea ta, să strecurasă deja, să instalase ideea că tu cu ABC nu vrei. Și acest nu vreau te face să stai deoparte. Dar trebuie să înțelegi un lucru. Este esențial să ai atitudine pozitivă în față chestiune. Davide, Cassandra, când avem un exercițiu, trebuie să spunem, sigur îl fac. Dar sigur îl fac. Și când încă te potignești, ai sentimentul că nu prea merge, zici, las că îl fac. Sigur îl fac. Trebuie să mai citesc o dată. O dată, de două ori. Citim Daria de atâtea ori până când sare ideea. Este pe cum, nu știu dacă ați văzut așa vara, cu iepurile care sare din tufiș. Da. Când ați mers așa cu mașina, doar sare iepurile. Așa, și, așa se întâmplă și la matematică. Ideea aceea, odată sare. Și ești cântat. Când ți-a ieșit iepurile în față, ce mândru și ce bucurie te prinde. Ideea aceea care trebuie să o aștepți. Care aștepți. Mergi mai departe. Domn profesor, dacă vreți un pic și lui Mario să-i explicați, că doamna i-a dat o temă și are 4 minus 5. Așa. Cum să cu datoria, domnul profesor? 4
4 minus 5 eu dat, da. Minus 1. Unde? Uite aici, la temă. Și eu să rămân cu 0, domnul profesor, dacă este dat cu datoria și lui. Faci, să vezi că sunt poate, Mario. Domnul profesor, tu te explici. De exemplu, când se poate. 9 minus 10. Tu ești în clasa 1? E 0, în clasa 0. Ia să vezi cum se poate, tu explică domnul profesor. Ba da, cum îți explică domnul profesor? Deci noi n-avem. Deja cu mine. Deci noi n-avem cu mine și el are. Da. Eu greșeam. Ei, da, stai să vedem cum îi explică domnul profesor că se poate. 4 minus 5. Nu se poate, nu? Sau 3 minus 4. Da, el a zis că nu se poate. Nu se poate. Așa și pe mine, Mario, așa m-a învățat învățătoarea mea. Nici 3 minus 4. Nici 3 minus 4. Da, 3 minus 4, da. Deci, iată o problemă complicată pentru copii. Deci 3 minus 4, adică ai numai 3 lei, ai 3 găini în coteț și vine vulpea să mânce 4. Ai cum? Asta e la tine, nu? Cum dacă mai 3 și ea mănâncă 4? De unde? De unde se mânce 4? Cum să așa, pe partea asta practică, problema pe care o ai tu, mă răspunde, așa este, nu se poate. Dar hai să ne închipuim că te duci la la școală la tine acolo și este un chioșc acolo în față. Un magazin. Un magazin. Și te-ai apropiat acolo și vrei să iei o prăjitură care costă 4 lei. Tu n-ai în buzunar decât 3 lei. Dar ai pus ochii pe prăjitură. Și tare vrea să iei. Ajută și plecat. Și cum? O iei, dar nu e în vitrină, dincolo. E ascunsă. Nu poți să iei. Deci nu cum poți faci? Să iei. Este vânzător acolo și toată povestea e complicată. Și tu te învârți și spui, ce aș cum să fac? Știu cum. Cum? Te furișezi, adică. Pe dedesubt, pe acolo, pe undeva și îți iei prăjitura. Te gândesc o furi. Nu. Aulea. Corect, cinstit. Noi învățăm să fim cinstiți, nu? Nu putem să o luăm așa. Da. Deci, ce facem? Ai întors capul și vezi un coleg de-al tău de clasă și spui, știi ce? Tudore. Sau cine e prietenul tău? Tudore, te rog frumos, dă-mi un leu. Dă-mi un leu ca să pot să iau prăjitura asta. Și el te împrumută cu leu. Și tu îi aduci mâine. Da? Să-ți dă leuțul. Ai făcut 4 lei, dar ce știi tu că ai de făcut a doua zi? Să-i dai bănuțul lui, nu? Leul respectiv. Că te-a ajutat, da? Deci tu ai rămas dator cu leul acela. Ei bine, 3 minus 4 este egal cu datoria, minus un leu. Adică deci leul acela care trebuie să-l dai, îi pui cu minus. Pentru că nu l-ai avut. Nu l-ai avut. Da? Deci bravo! Acela care ți l-a dat, îl pui că e datorie și îl spui, lasă că îl dau data viitoare. Deci așa se justifică. Invers, dacă vrei să gândești așa cum te învață, și din păcate, toată perioada până în clasa a 6-a, am mai spus-o, copiii de la învățătoare pleacă cu ideea asta. 3 minus 4 nu se poate. Și e lege. Acum am înțeles că se poate, pentru că te poți împrumuta și rămâi cu datoria asta. Până la 4 îți mai trebuia un 1. Un 1 ca să completezi. N-ai avut tu. Da? Că dacă aveai 4 lei, dădeai și 4 și mai rămâne cu nimic în buzunar. Dar acum ai rămas cu datoria aceea și de aceea se pune minus în față. Da? Să-i spui și lui doamna mâine, da? Bun. Îi spui așa că am mers la prof online. Profesorul Ursu, online, și mi-a spus că povestea asta trebuie să o înțelegem mai bine și că se poate și chestia asta cu 3 minus 4. Iată, cât face 3 minus 5? 3 minus 5 cât o să facă Mario? Ia să vedem, Mario. 3 minus 5 egal cu 1. 3 minus 5 egal cu 1. 2, deci egal cu minus 2. Și pentru că nu i-ai în buzunar, pui minus 2, nu? Îi rămâi datorii minus 2, da? 3 minus 5 este egal cu minus 2. Dar asta e valabil și pentru casa patra și pentru toată lumea. Pentru că... Da, mai bine. Vă amintesc cum răspundeam eu, domn profesor? Nu știu. Nu ne mai amintesc. Merg la un...
Da, dar te-a caut alt chioș, poate de aici mai este. Deci dacă acolo și prețul... Caut alt chioș care să aibă prețul mai bun. Și ia să vedem acum și clasa 4-a, domn profesor, mai dați-ne un exemplu. Da, dați-ne. Dar e ușor. Hai să vedem, ușor. Minus 10. 3 minus 10, poftim. Minus 7. Bravo, Davide, bravo! Faci mai întâi 3, 10 minus 3, să rămâne 17. Și pui minus în 4. Și minus 4. Hai, dați-ne una, dar mai grea. Nu numele mari, important, ci ideea. Dar și mare o să prindă unul. Minus, ia uite, Davide. Davide. Mario. Hai, Mario. 7 minus 3, cu cine este egal? Cu 3. 7 minus 3. 3 4. 4. Da, ai 7 lei, ai mâncat 3, ai dat 3 deoparte, până azi 4. Fă pe degete, da. Să vezi, că 7 lei, uite, 7. Da. Minus 4. 3. Minus 3 azi, da? Azi este, da. Da, 3, 2 de aici, 1 de aici și rămas 4. Corect. Nu-i bine? Da, da, corect, 4. Așa, 7 minus 3 egal cu 4. Ei bine, dar 3 minus 7. Cât o să facă? Nu se poate. Nu se poate, sigur că da. Sare cu chestia lui, că nu se poate. Dar după ce am... Minus 3. Minus 4. Minus 4, mamă. Minus 4, tot așa diferența ce. Dar e prea mare diferența care am încercat eu, da. Da. Uite, 5 minus 4, cu cine este egal? Cu 1. 1. Corect. Dar 4, 4 minus 5. Nu se poate. Ba se poate. Datorie, se poate. Datorie, egal cu minus 1. Minus 1. E același. Deci este același număr, dar acum e minus că a fost asta mai puternic. Da, și spun, bă, te respect pe tine. Da? A fost prăjitura mai scumpă și te ies împrumuți și de cauza asta, da? Ai înțeles, Maria? Dar numai simplu. E de la una care încheie să bani, perfect. Da, bun. Care astea este lucruri, le vedem mai departe. Uite, cât face 3 minus 2? 3 minus 2? 3 scăzut 2? Bă da! 3 2? 3 2? 3? 1! 1! Sigur că da! Iar 2 minus 3? Tot cu minus 1. Bravo! Minus 1! Așa! Iată, e un prim test, e prima chestie care, dacă s-ar juca încă de la vârsta asta, n-am mai avea rateurile cele în clasa a 6-a, cu semnul algebrei, este o dramă. Da. Dacă copiii, 80% dintre copii, termină liceul și au această mare problemă. Nimic nu se mai poate construi. Deci dacă nu se știe semnul algebrei, nimic nu mai poți construi. Pentru că... Adică asta, uite că se poate și cu minus. Asta, jocul ăsta. Iată, la clasa 0 putem gândi așa. Cât face... 5, scăzut 3. Mario? 5. Minus 3. 2. Deci 5, 3, 2. Da? 2. Dar cât face, iată, 3 minus 5? Nu se poate. Ba, se poate, datoria, te împrumuți. Cu datoria. Păi... Minus 2. Minus 2. Bravo, Mario! Minus 2. Păi dacă da. Faci 3 plus 2, cât faci? 5. Asta e, mă! Asta 3 e, mă. Plus 2 fac 5 și atunci 3 minus 5 face minus 2. Da. Bun. Acest joc putem continua. Important este că mesajul pe care îl transmit este ăsta. Haideți să schimbăm. Acum e o vânzoneală cu problema asta învățământ. Extraordinar. Că se încearcă ceva. Dar, cum să spun, este o bătălie dusă pe câte ori dăm la matematică, pe câte ori dăm la fizică, pe câte ori dăm la română. Însă nu se vrea pătruns în interior. Ce vreți mai vrea, aveți gustul și mai vrea, domnul da? Profesor. Nu e foarte. Da, mă. Da, 59, domnul profesor. 59, da.